أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, suntem din nou la o nouă lecție, un nou subiect. Poate că sunt teme pe care le dezbatem, pe care unii dintre voi le știți, unii nu. Cei care știu și rabdă, își întăresc cunoștințele, cei care nu știu învață cu voia lui Allah subhanahu wa ta'ala. Iar toți în această lume am venit, da? Fără să știm nimic. Și cât trăim în această lume, avem datoria de a învăța, avem datoria de a învăța lucruri noi, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala a spus foarte clar în Coran că omul s-a născut neștiutor de carte. Ați ieșit voi din pântecele mamelor voastre, la ta'alamune şey'en, nu știați nimic. Și astăzi vom vorbi despre acest aspect legat de crearea omului și versetele care vorbesc despre acest lucru cu voia lui Allah, inshallah. Era o întrebare acum ceva timp, sau mai degrabă o propunere să discutăm despre acest subiect. Și inshallah vom încerca astăzi să discutăm împreună despre acest subiect, așa cum ne-am obișnuit. Începem cu materia, apoi sesiunea de întrebări și răspunsuri, inshallah. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Am o rugăminte, dacă se mai întâmplă să se mai repete cum a fost aseară, deci persoane care vin să-și piardă timpul, noi nu obligăm pe nimeni să ne asculte, dacă nu-i place poate să schimbe canalul. Are telecomanda în mână, schimbă canalul. Nimeni nu e obligat să ne asculte. Noi ne adunăm aici, vrem să învățăm, învățăm. Dacă vin oameni, persoane și încep cu să bată câmpii, am o mare rugăminte să-l ignorați așa cum îl voi ignora și eu și bineînțeles îl voi bloca cu prima ocazie așa cum a fost blocat și cel de aseară. Eu nu vreau să vorbesc despre intențiile lor, dar din start când vine cineva și din expresiile, întrebările și tot ceea ce vorbește reiese faptul că este rău intenționat, nu mai stau la discuții. Nu avem timp de pierdut și oricum cu astfel de persoane timpul este irosit în zadar. Este un timp pierdut. Mai bine beneficiem de acest timp și învățăm lucruri împreună, inshallah. Deci am o rugăminte. Dacă vine cineva și ne deranjează, îl evităm, îl ignorăm și astfel ne vedem de ale noastre. El dacă va întreba, va scrie, va comenta, va auzi doar el și se simte și pleacă. Așa când vede că are în jurul lui cine îl bagă în seamă, va insista mai mult. Deci, ignorăm total astfel de persoane, inshallah. Astăzi vom vorbi despre povestea lui Adam, primul om și primul profet cu voia lui Allah subhanahu wa ta'ala. Bine, acest lucru se întâmplă, ne-am obișnuit cu astfel de persoane. Ei vin într-un mod organizat, nu vin de unul singur. Dar îi ignorăm și îi lăsăm în apele lor. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Deci marea mea rugăminte este să ignorăm împreună cu toții. Inshallah. Vorbim astăzi despre versetele care vorbesc despre crearea primului om. Mă aduceți aminte, am vorbit despre, a fost o întrebare despre versetul Elestu bi Rabbikum, nu sunt eu stăpânul vostru, creatorul vostru? Halu Bela, am spus că noi aici, nu numai în Dobrogea, și în Turcia, de mici copii ne învățau, când ne întreabă cineva de cât timp ești musulman, de când ești musulman, să spui de la Halu Bela, de când am spus, de când sufletele noastre au răspuns întrebării lui Allah subhanahu wa ta'ala cu Bela, într-adevăr, tu ești stăpânul nostru. De atunci suntem musulmani.
Astăzi vom vorbi despre crearea primului om, crearea lui Adem alayhi salam. Înainte de a începe versetele care vorbesc despre crearea lui Adem alayhi salam, ne întoarcem cu un verset în urmă, că întotdeauna trebuie să știm, alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh, a spus că este foarte important să cunoaștem orice verset din Coran, versetul are legătură cu versetul de dinainte și cu versetul de după. Orice capitol are legătură cu sfârșitul capitolului de dinainte și începutul capitolului de după. Au fost savanți musulmani care au scris cărți și s-au axat foarte mult pe aceste legături dintre versete, legături dintre capitole, sfârșit și început, și au scos în evidență, într-adevăr, niște pilde frumoase. Niște pilde frumoase, înțelepciuni pe care le vedem. Vedem că în aceste versete, acest verset începe cu Huwallazi, huwa, el, allazi, este cel care, khalaqa lakum ma fil ard, khalaqa lakum, a creat pentru voi. Atenție mare, huwa face referire la creator, huwa, Dumnezeu, Allah, allazi khalaqa lakum, este cel care a creat pentru voi. Când zice lakum, la cine se referă? Se referă la oameni. Adică a creat pentru noi. Adică, pe scurt, Allah subhanahu wa ta'ala ne spune, eu am creat pentru voi tot ce există. Ce a creat pentru noi? Ce a creat Allah subhanahu wa ta'ala, Dumnezeu, pentru noi oamenii? Huwallazi khalaqa lakum. El a creat pentru voi. De parcă acest lucru a fost special numai pentru noi. Ma fil ardi jami'a. Tot ceea ce este pe pământ. Allah a creat pentru oameni tot ceea ce este pe pământ. Thumma stawa ila as-sama, apoi s-a înălțat către cer. Fasawwahunna, și le-a creat, adică cerurile, seb'a samawat, șapte ceruri. Wa huwa bi kulli shay'in alim, iar el este a toate știutor. Deci din start vine versetul și spune că Allah a creat pentru voi, o oameni, tot ceea ce există pe pământ. Deci din start, creatorul ne spune, eu am creat pentru voi tot ceea ce există pe pământ. Ce înseamnă acest lucru? Cum adică a creat pentru mine tot ceea ce există pe pământ, când eu mă uit în jurul meu și văd că nu am nicio treabă cu multe dintre lucrurile care, sau ființele, vietățile care trăiesc pe acest pământ? Cum adică le-a creat pentru mine? Vin următoarele versete și explică acest lucru, ce înseamnă pentru voi. De multe ori noi oamenii poate nu realizăm importanța tot ceea ce se mișcă în jurul nostru. Da, uneori privești, zici, nu știu de ce Dumnezeu a creat animalul ăsta, de ce a creat planta aia, planta otrăvitoare, animal sălbatic, alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Multe lucruri care, unele folositoare, unele dăunătoare, unele miros frumos, unele miros urât. Unele animale sălbatice urâte și unele animale domestice de companie și așa mai departe. De multe ori, noi oamenii ne amestecăm în treaba Creatorului. Ne amestecăm în treaba lui Allah. De ce a creat asta? Noi nu realizăm un lucru. Când Allah spune în Coran, خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, El a creat tot ceea ce există pe pământ pentru voi. Noi trebuie să știm, să fim conștienți de faptul că tot ceea ce ne înconjoară, tot ceea ce este în jurul nostru, ne este de folos. Cum ne este de folos? Dacă cercetăm, ajungem să descoperim motivul. Dacă nu cercetăm, doar ne dăm cu părerea și ne băgăm nasul unde nu ne fierbe oala. Da? De multe ori, precum Nasratin Hoxha. Ați auzit cu toții de Nasrattin Hoxha. Nasrattin Hoxha era, de fapt, el este unul dintre marii savanți înțelepți. El a fost renumit cu faptul că răspundea direct, adică era întotdeauna avea răspunsul pregătit. Pentru orice întrebare era foarte înțelept, dar oamenii l-au preluat la un fel de, cum e la noi, bulă. Da? Turcii l-au pe bula lor, Nasrattin Hoxha. De fapt, el era un om credincios și un om foarte înțelept. I s-au atribuit lui multe povestiri care nu au treabă cu el. Dar el era un om foarte înțelept. Se spune că într-una din zile dormea, a ieșit la câmp.
Se uita pe câmp, pe tarla, avea acolo, știu eu, dovleci. Se uita și zicea, mașallah, ce dovleci mari. 10 kg, 20 de kg. Admira câmpul plin de dovleci, nu? Din care facem plăcintă. Și stătea sub umbra nucului și s-a uitat în pom, în copac și a văzut nucile, niște nuci mici. Și a făcut o comparație și a spus, o, Allah, zice, de ce ai creat dita mai copacul, crengi groase, tulpină groasă și ai pus nuci mici în el? Pe când aici pe câmp ai creat, mașal, dovleci mari, frumoși, alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh, pe niște ramuri mici, firave. Și a spus, mi s-a părut un lucru ciudat. A spus, crengi groase, nuci mici, ramuri subțiri, firave, dovleci mari, roade mari. Și a intrat și s-a culcat. A dormit, la un moment dat se trezește cu o nucă în cap. Pac! A deschis ochii, îi căzuse o nucă în cap. Și a spus, alhamdulillah că era nucă, dacă era dovleac, ce pățeam? Și spune, inshallah, Allah, o Allah, nu mă mai amestec în treaba ta. Nu mă mai amestec în treaba ta. De aceea, de multe ori, când nu realizăm înțelepciunea unui lucru, ar trebui să ne oprim și să spunem, o Allah, nu ne amestecăm în treaba ta. Tu știi mai bine ce este bine pentru noi. La ora actuală, copiii noștri, de exemplu, îi spui, nu face aia, nu face aia, nu face aia. Sau îi dai unele lucruri pe care el nu vrea. Nu am timp, mai bine mă joc un joc, mai bine nu știu ce, dar pe viitor realizează importanța acestor lucruri. De aceea, dacă realizăm importanța unui lucru, îi mulțumim lui Allah, dacă nu ajungem să vedem înțelepciunea din urma acestui lucru, nu ne amestecăm în treaba lui Allah subhanahu wa ta'ala, nu este treaba noastră, va veni ziua în care, timpul în care vom înțelege cu toții importanța acelui lucru. Spune Allah în continuare, după această mică introducere, în care Allah a spus că tot ceea ce este în acest univers, pe acest pământ, a fost creat pentru noi oamenii, ne explică de ce pentru noi oamenii. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Iar atunci când Rabbuke, stăpânul tău, i-a spus îngerilor. Allah s-a adresat îngerilor și le-a spus. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَ. Inni, eu vreau, ja'ilun, eu o să fac pe pământ, fil ardi, khalife, un împuternicit. Khalife, ce înseamnă khalife? Khalife înseamnă cel care vine de după tine sau cel care îți duce responsabilitatea mai departe. De aceea, de exemplu, după profet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr a fost numit khaliful Rasulillah, adică cel care a urmat după profetul lui Allah și cel care a ținut, a continuat să țină pe picioare responsabilitățile pe care le avea profetul Muhammed. Iar Allah se adresează îngerilor și spune, eu vreau să creez pe pământ halife. Eu vreau să creez pe pământ halife. Qalu, au spus îngerii. Îngerii au răspuns. Etegealu fiha, vrei să faci pe pământ să creezi? Men yufsidu fiha. Cel care face stricăciune pe pământ, o ies ficut dima și varsă sângele. O nahnu nusebihu bihamdik. Iar noi îți aducem laude, te preamărim. O nuqaddisulek. Noi te preamărim, îți aducem laude, îți mulțumim, ești creatorul nostru. Noi suntem foarte recunoscători. Tu vrei să creezi în locul nostru? Adică vrei să creezi pe pământ cineva care să facă stricăciune și să verse sânge? Allah le spune, Qale, acesta este un dialog între Allah și îngeri. Qale, Allah a spus, inni, într-adevăr eu, a'lamu ma la ta'lamun. Eu știu ceea ce voi nu știți. Eu știu ceea ce voi nu știți. Acum sunt foarte multe întrebări, poate, legate de acest subiect. Allah i-a creat pe îngeri înainte de oameni și le-a spus îngerilor, vreau să fac pe pământ să creez omul. Îngerii au spus, dar de ce crezi pe cineva care varsă sânge și face stricăciune? Întrebarea este, de unde au știut îngerii că omul va face stricăciune pe pământ și va vărsa sânge? Oare omul face stricăciune pe pământ și varsă sânge? Într-adevăr? Și multe alte întrebări. Aici savanții musulmani au avut păreri diferite, explicații diferite ale acestui
Unii au spus că Allah, când l-a creat din Lut pe Adem, îngerii au privit la el și și-au dat seama după înfățișarea, după modul cum arăta, că acest om va avea nevoi în această lume. Au văzut că are gură, are nevoie de mâncare, are nevoie de aer, mă rog, și automat vor fi și alte lucruri care urmează, stricăciune, vărsare de sânge. Alți savanți au spus că nu. Au spus din start, când Allah subhanahu wa ta'ala l-a creat sau a vrut să creeze, a vrut să-l creeze pe Adem, le-a prezentat îngerilor catalogul lui și a spus: eu vreau să creez pe pământ halife. Punct. Aici Coranul nu dă detalii. Așa este obiceiul Coranului. Nu dă detalii care nu sunt foarte importante, dar trebuie ca cel care citește Coranul să le interpreteze el. Aici îți dă libertatea de a interpreta cum vrei tu versetele, de a trăi povestea. Dacă îți dă tot un mură în gură, când citești o poveste, deja devine o rutină, te pierzi între rânduri. Amețești, adormi, te ia somnul și așa mai departe. De când te lasă, îți dă un spațiu liber, ca și cum o pagină ar lipsi din acel loc, tu automat trebuie să faci legătura. Și acest lucru e foarte des răspândit în Coran. Și aici Allah subhanahu wa ta'ala a prezentat catalogul lui Adem, omului. Și a spus: eu vreau să creez pe pământ un om, un calif, un împuternicit. Și arăta catalogul: acest om așa va arăta, așa va face, așa se va întâmpla. Mă rog, închipuiți-vă ca pe un video rapid așa. Da? Uneori dai pe... trece în bandă rapidă, îți arată 5 minute într-un minut, în 30 de secunde, de exemplu. Da? Și îngerii au văzut toată istoria omului. Ce va face omul? I l-a prezentat pe om. Și atunci a spus îngerii: o, Allah, crezi pe om care vă face stricăciune. În timp ce noi, îngerii, noi nu ne împotrivim. Noi executăm. La noi nu există, nu pot, la noi ce ne spui, aia facem. Acesta este rolul îngerilor. Nu există îngeri care se împotrivească lui Allah subhanahu wa ta'ala. Toți îngerii execută, pun în practică ceea ce Allah le cere. Fiecare își duce rolul la capăt, nu are nevoie de paznic, nu are nevoie de controlor, nu are nevoie de nimic, pentru că el execută ceea ce Allah subhanahu wa ta'ala îi poruncește. Și îngerii spun lui Allah subhanahu wa ta'ala în acest dialog: o, Allah, de ce îl crezi? Îți bați capul cu el. Nu vezi că omul va face stricăciune, varsă sânge, se omoară între ei, se mănâncă între ei. Numai crea, nu-ți mai bate capul. Și Allah a spus: inni a'lamu ma la ta'lamun. Eu știu ceea ce voi nu știți. Ce știe Allah din ceea ce nu știu îngerii? Apoi continuă versetele și spune: wa 'allama Adama al-asma'. Și l-a învățat pe Adem al-asma'a kullaha. Toate numele. L-a învățat pe Adem totul. Deci a spus, l-a învățat pe Adem că ăsta e pahar, ăsta e cafea, ăsta e ceai, ăsta e... Deci tot ce există în acest univers l-a învățat pe Adem. Pe primul om. Vedem aici aceeași ruptură iar. Dialog dintre Allah și înger: eu vreau să creez pe pământ. Da? Un calif. Îngerii au spus: de ce creez pe cineva care varsă sânge, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce? Dar îngerii nu îi reproșează lui Allah subhanahu wa ta'ala. Întreabă. Da? Întreabă. Vrei să crezi pe pământ pe cineva care face așa, așa, așa? Și Allah spune: eu știu ceea ce voi nu știți și l-a creat pe Adem. Asta nu există aici în verset. Nu trece în verset. După ce l-a creat, وَعَلَّمَ أَدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَ. L-a învățat pe toate numele. ثُمَّ عَرَضَهُمَ لَلْمَلَائِكَ. Apoi l-a prezentat îngerilor. فَقَال. Și le-a spus. Deci Allah l-a creat pe Adem, primul om, primul profet. L-a învățat numele tuturor lucrurilor, apoi a prezentat aceste lucruri îngerilor și a întrebat: Enbiuni, vestiți-mi, spuneți-mi, biesmai haula, care sunt numele acestora, in kuntum sadiqin, dacă voi într-adevăr spuneți adevărul. Dacă voi aveți dreptate, dacă voi sunteți sinceri, spuneți-mi cum se numesc, spuneți-mi numele acestora, acestor lucruri. Ce sunt? Qalu, au spus îngerii, subhaneke, o Allah, preamărit să fii.
Lăudat să fie. La ilme lena. Noi nu știm. Nu avem știință. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Illa ma allamtana. Decât ceea ce tu ne-ai învățat. Noi nu știm decât ceea ce tu ne-ai permis să știm. Noi nu știm decât ceea ce tu ne înveți. Inneke ente, fără îndoială că tu, el alim, ești cel mai bine știutor, el hakim, cel mai înțelept. Într-adevăr, ești, știi totul și ești și cel mai înțelept. Apoi Allah spune, Kale ya Adem, i-a spus, o Adem, se referă la profetul Adem, i s-a adresat, o Adem, Enbi'hum, vestește-le lor, spune-le lor, bi esma'ihim, numele fiecăruia, fiecărui lucru pe care l-a prezentat în fața lor. Felemma enba'ahum, și atunci când Adem, a.s., i-a vestit, i-a numit toate aceste lucruri, qale, Allah a spus, elem aqul lakum, eu nu v-a spus vouă, inni, că eu știu, a'lamu ghaib as-samawati wal ard, a'lamu al-ghaib, a'lamu ghaib as-samawat. El ghaib înseamnă neștiutul, nevăzutul, știința celor nevăzute. Nu v-am spus eu că eu știu. A'lamu știu ghaib as-samawat, ceea ce este ascuns în ceruri, nu se știe, nevăzutul, wal ard, și de pe pământ. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, și eu știu ceea ce voi evidențiați, spuneți, وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, și ceea ce ascundeți. Adică eu știu și ceea ce vorbiți, și ce vă trece prin cap, intențiile voastre. Da? Allah subhanahu wa ta'ala știe totul. Și ceea ce omul pronunță, și ceea ce nu ține ascuns. Nimic din ceea ce există în acest univers nu este ascuns lui Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, aici vedem această povestire despre crearea lui Adam, cum Allah subhanahu wa ta'ala intră într-un dialog cu îngerii, vorbește cu ei și le spune că el intenționează să-l creeze pe om, le prezintă catalogul omului, acesta va fi omul, acestea sunt faptele lui. Îngerii spun, o Allah, creezi pe cineva care face stricăciune, varsă sânge și mai departe? Și Allah spune, eu știu ceea ce voi nu știți. Apoi îl învață pe Adem numele tuturor lucrurilor și întreabă pe înger, ce sunt acestea? Îngerii spun, Allah și Allah știe mai bine, noi nu știm. Și atunci îi se adresează lui Adem și spune, o Adem, aleikum salam, mă scuzați. Spune, o Adem, vestește-le ce sunt aceste lucruri. Și când Adem le-a vestit, a spus, Allah subhanahu wa ta'ala v-a spus că eu știu ceea ce este ascuns în ceruri și pe pământ și știu ceea ce voi evidențiați, spuneți, vorbiți și ceea ce ascundeți, țineți ascuns în sufletele voastre. Aici sare de la această scenă la următoarea scenă. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, și când le-am spus noi îngerilor, usjudu li Adem. Și când le-am spus noi îngerilor, usjudu li Adem. Prosternați-vă lui Adam, în fața lui Adam. Prosternați-vă aici a face sejde. Sejde, au spus că înainte era permis, că era sejde de respect, că era sejde din ceea ce Allah subhanahu wa ta'ala a poruncit. Iar în ziua de azi, cum bine știm, nu se permite ca cineva să se închine, să facă sejde, decât în fața lui Allah subhanahu wa ta'ala. Deci numai în fața Creatorului ne aplecăm, ne prosternăm la sejde. Și când ne-a spus Allah îngerilor să se prosterneze în fața lui Adam, fe sejedu fe. Vedem acest fe de care am mai vorbit. Fe sejedu fe înseamnă imediat. Îngerii imediat au executat. Au avut acel dialog, Allah l-a creat pe Adem, au văzut îngerii că Adem este diferit de ei, da? Îngerii, știința lor este limitată din ceea ce le oferă Allah subhanahu wa ta'ala și din ceea ce le permite. Pe când Adem a avut știința mult mai vastă
Și datorită acestei științe, le-a poruncit îngerilor, prosternați-vă lui Adam. De aici savanții au discutat, oare îngerii sunt mai buni decât oamenii sau oamenii sunt mai buni decât îngerii? Unii au spus că îngerii sunt soldații lui Allah care execută. Nu au liberul arbitru, cum sunt oamenii. Pe când omul, când are liberul arbitru și se supune, spun că este mai prețios, mai valoros la Allah subhanahu wa ta'ala decât cel care este obișnuit să execute, fără să se opună. Și Allah știe mai bine. Dar ideea este că aici Allah subhanahu wa ta'ala a poruncit îngerilor să se prosterneze lui, în fața lui Adam. Fesegedu, și imediat s-au prosternat toți. Imediat au executat. Fe în limba arabă înseamnă imediat. Fesegedu. N-au mai stat să discute, n-au mai stat să ceară păreri, să nu mai știu ce, să vină cu detalii. Nu? Cum a făcut-o fiul lui Israel când i s-a poruncit tăiați vaca, a spus ce vacă e asta, că zvați sunt multe. Ce culoare are, cum arată, a născut, n-a născut, a lucrat pe câmp, n-a lucrat pe câmp. A? Au stat și au lălăit-o până când nu au găsit decât o singură vacă care respecta calitățile de care au întrebat ei, și au fost nevoi să o cumpere la un preț foarte înalt, foarte mare. Cu toate că Allah a spus, oricare vacă. Dacă ei se duceau și sacrificau orice vacă, respectau porunca lui Allah subhanahu wa ta'ala, dar ei au insistat și au întrebat și au întrebat și au întrebat până când au fost nevoiți să taie o vacă, să sacrifice o vacă care era unică. De aceea, aici iară, de foarte multe ori nu e bine să faci pe deșteptul. Să stai să întrebi, să întrebi, să întrebi, să întrebi toate. Când se spune un lucru să-l faci, îl faci așa cum s-a spus. Cu cât întrebi mai multe detalii, cu atât ți se îngreunează povara. Și chiar și este un verset în acest fel în Coran. La tes'elu an eşe'in in tubde lekum tesu'ukum. Nu întrebați despre lucruri despre care atunci când vi se vor prezenta, tesu'ukum, o să vă vine greu, nu o să vă vină ușor. Deci nu intra în detalii. Când ți s-a spus execută, fă un lucru, îl faci. Nu mai stai și întrebi cum îl fac așa. Du-te, cumpără, de exemplu, trimis pe cineva, du-te, cumpără castraveți și roșii. Alo, au roșii românești, au roșii made în Turcia. O, am văzut că au și roșii sherry, au și roșii nu știu de care. Castraveții au de aia, nu știu, mici sau cornișori sau românești sau nu mai știu ce. Nu mai întreb detalii. Ți-ai zis castraveți, ce ai găsit ea și nu mai întreba. Fesegedu. Eram la Fesegedu și s-au închinat cu toții îngerii. Illa Iblis, cu excepția lui Iblis. Cine este Iblis? Cine este Iblis? Deci, încercați să răspundeți la întrebare. Eu repet. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ și ne-a spus îngerilor. Îngerilor. Allah s-a adresat îngerilor. اُسْجُدُوا لِآدَمْ, prosternați-vă în fața lui Adam. فَسَجَدُوا, și s-au prosternat cu toții. Cine? Îngerii. Illa Iblis, cu excepția lui Iblis. Cine este Iblis? Șeitan. Iblis este șeitan. Șeitan e înger? Allah spune în Coran, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ, și noi i-am spus îngerilor, prosternați-vă lui în fața lui Adam. Și s-au prosternat cu toții, în afară de Iblis. Toți îngerii s-au prosternat în afară de Iblis. Iblis era înger? Iblis este înger? Deci întrebarea este, Iblis este înger? Dacă ziceți da, de ce îngerul nu a executat? Deci de ce îngerul nu a executat? Ne-a spus că îngerii din start nu se împotrivesc. Da? Îngerii nu se împotrivesc. Dacă îl considerăm pe șeitan înger, înseamnă că nu este înger, că s-a împotrivit. 2. Dacă îl considerăm pe șeitan înger, fesegedu illa Iblis, a fost înger. Nu este înger. Da, este înger.
Dacă spune că nu era înger, Iblis, deci prima opțiune era că este înger, a spus de ce s-a împotrivit, întrebarea automat vine, de ce, cum, dacă era înger, de unde i-a venit ideea să se împotrivească? 2. Dacă spune că nu era înger, ce căuta? În grupul de îngeri, că Allah s-a adresat îngerilor. E clar? Deci avem două întrebări marșilate. Iblis ori este înger, ori nu este înger. Scuzați, nu este a treia variantă. Ori e înger, ori nu e înger. Dacă era înger, noi știm că îngerii execută. De ce s-a împotrivit? Dacă nu era înger, ce căuta între îngeri? Ce căuta între îngeri? Sunt clare întrebările, nu? Dar haideți să vedem mai departe ce spune Allah în acest verset până la sfârșit, apoi răspundem la această întrebare. Inshallah. Spune: și atunci când a spus îngerilor, prosternați-vă în fața lui Adam, s-au prosternat toți, fesegedu, toți, adică, illa Iblis, cu excepția lui Iblis, aba, a refuzat, s-a împotrivit, o stekbara, l-a luat egoism, eu, cum, adică eu, să mă închin, o kane minel kafirin, și era dintre kafir, cei care tăgăduiesc. Deci prin acest comportament, el s-a împotrivit lui Allah și imediat Allah subhanahu wa ta'ala a spus că este kafir, adică cel care tăgăduiește. Coranul este foarte important. Coranul se explică unul pe altul. Coranul se explică unul pe altul. Adică citim aici din povestea creierului lui Adam și citim în altă parte, în alte capitole, și acolo se explică, ne explică Allah subhanahu wa ta'ala această stare a lui Iblis. Pe scurt, ca să nu intrăm în prea multe detalii, Allah le-a spus îngerilor, prosternați-vă lui Adam, s-au prosternat cu toții în afară de Iblis. Acum, illa Iblis, în limba arabă se numește istithna, adică face excepție. Din punct de vedere al gramaticii limbii arabe, în gramatica limbii arabe, literatură, se poate ca eu să vorbesc de un grup. Un grup. De exemplu, vorbesc, îmi plac cartofii în afară de dovleci. Se permite să... Au spus că se permite, în limba arabă, se permite să fac o excepție de la un grup decât dacă există o legătură între ei și acel grup. Adică nu se permite să zic eu, toți cartofii sunt buni, mai puțin dovleci. Care legătură e între dovleci și cartofi? Dacă vorbim de legume, ok. Dacă în context noi vorbeam de legume, este ok. Să spun că îmi plac cartofii, mai puțin dovleci. Dar cu toate acestea, în limba arabă este permis să faci excepție de la un grup anume, pe cineva, persoană, ființă, orice ar fi, chiar dacă nu face parte în acel grup, dar cu condiția să existe între ei o legătură. De exemplu, spui, ja'a qaumun illa kelbuhum. Au venit poporul în afară de câinele lor. Câine este om? Nu. Dar câine este o parte din acel popor. Deci aici îngerii, erau împreună cu Iblis, erau la un loc. Că Allah le-a poruncit, toți s-au prosternat, mai puțin șeitan. A spus nu. Șeitan era dintre îngeri? Nu. Nu era înger, clar. O spun, o explică alte versete. Spun, كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. El era dintre gin și s-a împotrivit poruncii lui Allah subhanahu wa ta'ala. Și spune într-un alt context, ana khairun min, eu sunt mai bun decât el. Eu, când îi spune
prosternați-vă în fața lui Adam. Șeitan refuză, Iblis. Și zice, nu, eu sunt mai bun decât el. Halechteni min nar, m-ai creat din foc, o halechteu min tâin. Și pe el l-ai făcut din nămol, din pământ. Eu sunt mai presus decât el. Deci Iblis, datorită faptului că era foarte credincios și îl adora pe Allah subhanahu wa ta'ala foarte mult, el umbla deja în anturajul îngerilor, datorită credinței și supunerii lui față de Allah subhanahu wa ta'ala. Deci era atât de bun, atât de credincios, atât de supus, încât el umbla deja cu îngerii. Deci era la un nivel foarte înalt. Dar diferența dintre îngeri și gini este faptul că îngerii execută, ginii sunt precum noi oamenii. Au liberul arbitru de a alege între bine și rău. A merge pe calea lui Allah sau a merge pe calea lor, pe calea lui Șeitan. Pe când am spus că îngerii sunt, dacă e să facem o comparație, precum roboții. Ce este programat să facă, aia o face. Nu iese în afara programului. Pe când aici vedem că Șeitan s-a răzvrătit, s-a împotrivit, nu s-a supus, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Deci, Șeitan nu era dintre îngeri, dar era împreună cu ei, mă chiar spune că era denumit Tausul Meleike, pe unul îngerilor. Deci era atât de mult l-adora pe Allah, atât de mult făcea, era un credincios, atât de supus încât era mai presus decât îngerii în supunerea lui. Deci era umbla împreună cu îngerii. Însă, acest verset este o pildă pentru toți oamenii. Niciodată să nu te gândești să spui eu. Când te gândești și spui eu, adu-ți aminte că primul păcat pe acest pământ nu a fost păcatul care l-a făcut fiii lui Adam, crima. Primul păcat a fost păcatul lui Șeitan. Aleikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Primul păcat a fost păcatul lui Șeitan când a spus eu sunt mai bun decât el. Adică decât Adam, decât omul. Exact, aici este și primul păcat săvârșit, este păcatul lui Șeitan când a spus ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Eu sunt mai bun decât el. Eu am fost creat din foc, el a fost creat din noroi, din pământ, din lut. Deci Șeitan nu a fost înger, clar. Nici nu se clasifică, nici nu respectă atributele pe care le au firea, naturalețea îngerilor, 1, 2, a spus că în limba arabă se permite să mă adresez, să vorbesc la modul general despre un lucru și să fac o excepție, alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, din acel grup dacă ei au ceva în comun. Precum am dat exemplu, a venit poporul illa kelbuhum, în afară de câinele lor. Automat când mă gândesc la popor, mă gândesc la oameni. Însă, câinele este și el parte din acea comunitate. Acei oameni, câinele întotdeauna îi însoțește. Așa și Șeitan, el nu era înger. Unii, privind la acest verset numai, gândesc că era înger. Gândesc că era înger. Nu era înger pentru că în alte versete se vorbește foarte clar kane minel jinni, spune. Kane minel jinni fafasaqa an amri rabbi. Deci el era dintre jinni. Ma chiar spune khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, mai creat din foc, nar. Îngerii sunt creați din nur, lumină. Îngerii sunt creați din nur, care înseamnă lumină. Șeitan este creat din nar, care înseamnă foc. Deci وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ și când a spus îngerilor prostenați-vă lui Adam, فَسَجَدُوا și s-au prostenat cu toții, إِلَّا Iblis, cu excepția lui Iblis, أَبَا وَسْتَكْبَرَ, el s-a împotrivit, l-a luat spiritul de egoism, eu sunt mai bun, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ și acest lucru a dus cu el să se ducă la necredință, la cufur. Iar aici, Allah subhanahu wa ta'ala mai în continuare trece la o altă etapă și spune وَقُلْنَا يَا آدَمُ și a spus noi, o Adem, اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Genii sunt precum oamenii.
Da, genii sunt precum oamenii. Genii sunt precum oamenii. Au liberul arbitru, aleg între bine și rău. Au liberul arbitru, aleg între bine și rău. Este capitolul gen în Coran în care vorbește despre ei, despre lumea genilor și despre cum sunt ei. Spune minna jamian inshallah, barakallahu fikum. Spun genii. Dintre noi sunt drepți și dintre noi sunt nedrepți. Iar cei nedrepți vor fi pentru iad, hatab, lemn. Deci în capitolul jin se vorbește foarte clar despre acest aspect, că jinii sunt precum oamenii, adică au liberul arbitru, dintre ei sunt supuși și dintre ei sunt care nu se supun lui Allah subhanahu wa ta'ala. وَقُلْنَا يَا عَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ Și am spus, o Adam, a spus lui Adam, uscun ente o zeugiuche. Uscun, sekene, yescunu, sekene, are sensul de liniște, de a, într-adevăr, de a locui, dar găsim în această locuință și liniște. De aceea, în limba arabă, de exemplu, sunt mai mulți termeni. Spune beit, casă, dar, casă, seken, casă. Are mai multe sinonime, dar de fapt nu există sinonime în limba arabă. În limba arabă nu există sinonime exacte. Sunt cuvinte apropiate ca sens, dar fiecare are sensul diferit de celălalt. Deci, beit este casa în care dormi. Da? Beit, de la iubeitun. Beit, beiete iubeitu. A dormi. Seken are sensul și de liniște. E alt menzil, de exemplu. Loc unde te cobori. Asta mai mult se folosește pentru călătorii, menzil, adică loc în care au poposit. Au cobor de pe animale, au cobor din mașină, au cobor din nu știu ce și au poposit. Deci fiecare cuvânt din Coran, fiecare cuvânt din Coran are un sens aparte. În limba arabă tot. Și aceste lucruri sunt studiate și, alaikum salam wa rahmatullah, sunt cărți scrise despre diferențe între aceste cuvinte, cu toate că în limba arabă sunt cuvinte care au în jur de 500-600 de sinonime, nici una, spun savanții în domeniu, nici un cuvânt nu este similar cu celălalt. Adică nu fac referire la același lucru exact cum este el. De exemplu, cuvântul sabie, cuvântul leu, cuvântul care mai sunt cuvinte așa renumite, sabie, leu, cămilă, au sute de sinonime și nici unul dintre ele nu face referire la acest animal. De exemplu, diferența între când zice leu, se referă la leu care doarme. Când zice leu, este la starea în care este la pândă, îi se spune în alt fel. Starea când atacă, când sare pe pradă, când a prins prada. Când... În toate acțiunile care le face leul, când doarme, când stă la soare, când stă nu știu ce, în fiecare situație are un alt nume. La fel cămila, dacă nu vede cu ochiul drept, dacă are urechea tăiată, dacă are vârful urechii, dacă nu are ureche, dacă nu are dai șcapul de un picior, dacă e coada tăiată. Pentru fiecare lucru are o denumire aparte. Și de aceea în limba arabă spun că nu există sinonime. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Și a spus lui Adam, uskun anta wa zawjuka. Locuiește tu și soția ta. Opa. Zawjuka. Zawjuka înseamnă perechea ta. Și se folosește atât pentru masculin cât și pentru feminin. Unii zic nu, zawjatuka. Se poate și așa. Dar Coranul a folosit și zeugiuche. Stai tu și perechea ta. Cea care te completează pe tine. Vă completați unul pe altul. Locuiți amândoi el genne. Unii savanți au spus el genne înseamnă că au locuit în paradis. Alții au spus că el genne într-o grădină. Mă rog. Majoritatea merg pe interpretarea ca fiind vorba de paradis. Allah știe mai bine. De unde a ieșit soția lui Adam? Nu a vorbit de ea mai în acest context, dar vorbește în alte versete. Ideea este că aici Coranul sare de la scenă la scenă, tocmai ca tu să te întrebi, de unde a apărut soția lui Adam? Unde era? Parcă l-a creat doar pe Adam. De unde a creat-o și pe ea? Găsim răspunsul în alte versete, în care vorbește că a creat-o și pe ea. وَخَلَقَ ovoi oameni v-am creat dintr-un suflet. مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقْنَهَا زَوْجَهَا
وخلق منها زوجها. Și în acest suflet a creat și perechea lui. Deci Allah subhanahu wa ta'ala a creat-o pe Hawa sau pe Eva și a spus: locuiți voi doi în liniște în paradis. وَكُلَ مِنْهَا رَغَدًا. Și mâncați tot ceea ce vreți. Hai să știți, mă, cum vreți. وَلَا تَقْرَبَ test. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَ. Și nu vă apropiați de acest copac. Nu vă apropiați de acest copac. Ce copac este? Măr, păr, alun? Nu știu. Coran nu ne-a zis. Nu vă apropiați de acest copac. Nu mă interesează ce este copacul. Nu pilda este copacul. Cel care scormonește și caută ce copac este, dacă era așa de important în contextul acesta, Allah spunea în Coran ce copac este. Dar în Coran, uitați-vă peste tot, Allah nu vine cu detalii care nu au niciun folos. Că era măr, că era păr, care e diferența? Era un fruct. Nu vă apropiați de acest copac. Nu a spus nu mâncați. Iar un lucru important. Nu a spus nu mâncați din acest copac. A spus nu vă apropiați de acest copac. Da? Când spune, de exemplu, nu fura. A? Sau nu te apropia de furt. Care e mai, impactul mai puternic? Nu te apropia. Pentru că dacă te apropii, următorul pas e să furi. Și atunci, mai bine nu te apropii de acel lucru. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ. Și nu vă apropiați de acest copac. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ca să deveniți dintre cei nedrepti. Dacă vă apropiați de acest copac și mâncați din el, deveniți din cei nedrepti. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. Și șeitanul ia ezelle. A făcut să alunece. Să greșească amândoi. Ezellehuma dual. Cine i-a ispitit? Unii spun Eva l-a ispitit pe Adam. Greșit. Și de aceea spun că femeia este pedepsită de Allah până în ziua de apoi să nu mai știu ce, datorită faptul că ea l-a ispitit pe Adam. Greșit. Allah ce spune în Coran? Fe'ezellehuma shaitan. Shaitan i-a ispitit pe amândoi. Șeitan i-a tras în capcană pe amândoi, nu pe el, nu pe ea, ca după aia ea să-l atragă pe el. Pe amândoi deodată. Fe akhrajahuma. Și i-a scos pe ei doi mimma kana fi, în ceea ce erau ei înainte. A spus că rai sau grădină. Wa qulna ihbitu. Și le-am spus noi, coborâți. Ba'dukum li ba'din adu. Dușman unii pentru alții. Oameni și, nu femeie și bărbat, oameni și șeitan. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Iar voi aveți pe pământ un loc de în care veți locui și un timp prescris până la o dată anume, adică când va veni sfârșitul lumii. فَتَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Iar Adam a primit niște cuvinte de la stăpânul lui. فَتَابَ عَلَيْهِ. Și el s-a căit. Innehu huwa at-tawwabur rahim. Într-adevăr, el este cel care iartă păcatele, este cel îndurător. Aici ne oprim, nu vreau să lungesc prea mult. Revin în grabă și ne uităm încă o dată pe aceste versete. El este cel care, dau sensul rapid, el este cel care a creat pentru voi ceea ce este în pământ, tot ceea ce este în pământ și apoi s-a ridicat în cer și a creat cerul șapte ceruri și a creat cele șapte ceruri și el este a toate știutor. Iar când i-a spus stăpânul tău îngerilor, eu vreau să fac pe pământ un halife, un calif. Ei au spus, creezi pe pământ pe cineva care face stricăciune și varsă sânge, în timp ce noi te adorăm pe tine, te lăudăm, te preamărim. El a spus, Allah, eu știu ceea ce voi nu știți. Și l-a învățat pe Adem numele, sau toate numele. Apoi le-a prezentat îngerilor. Și le-a spus, vestiți-mi care sunt numele acestor lucruri. Ei au spus, dacă voi aveți dreptate, dacă sunteți sinceri, au spus, o Allah, noi nu știm decât ceea ce ne-ai învățat. Tu ești cel care ești a toate știutor, ești cel înțelept. A spus atunci Allah, o Adam, vestește-le numele acestor lucruri. Iar când Adam le-a vestit toate numele, a spus, eu nu v-am spus vouă că eu știu ceea ce este ascuns în ceruri și pe pământ și știu ceea ce voi
spuneți, faceți clar, vădit, spuneți și ceea ce ascundeți în sufletele voastre. Iar noi, când ne-a spus îngerilor, prosternați-vă lui Adam, Fesegedu, și imediat s-au prosternat toți îngerii, cu excepția lui Iblis. Ada s-a împotrivit, stecpera, l-a luat aroganța. Ochean în cheafirin și a fost dintre cheafiri. Și atunci am spus noi, o Adem, locuiește tu și soția ta în rai și mâncați din ceea ce vreți, cum vreți. Însă nu vă apropiați de acest copac. Pentru că dacă vă apropiați de el, sau dacă mâncați din el, veți fi dintre cei nedrepți. Iar șeitan i-a ispitit pe amândoi și i-a scos din ceea ce erau, adică din rai. Și atunci ne-a spus, coborâți unii altora dușmani, iar voi aveți pe pământ o perioadă, aveți pe pământ un loc în care să locuiți și veți trăi o perioadă de timp stabilit, adică până vine ceasul. Iar Adam a primit de la Allah semnele lui, cuvintele lui și i-a cerut iertare. S-a căit la Allah subhanahu wa ta'ala și Allah i-a primit căința pentru că el este iertător și este îndurător. Pe scurt, aceasta este povestea creierii lui Adam. Ceea ce se înțelege mai clar din versete, o să trecem la sesiunea de răspunsuri și întrebări. Deci, aici vedem în aceste versete foarte multe pilde, sunt convins că sunt întrebări, neclarități. Eu aici mă opresc și începem cu sesiunea de întrebări și răspunsuri, tocmai în ideea că nu vreau să vă rețin prea mult, timpul ne-a presat. Mă opresc aici și răspundem la întrebări. Coborâți din rai sau grădină? Poate avea sensul de a coborâ în nivel, în statut, inițial din stat, când te uiți și spune Qul nahbitu, Qul nahbitu, hubut înseamnă coborâre de sus în jos. Coborâți cu toții. Când spui cobor dintr-un nivel la alt nivel, ca statut sau nu mai știu ce, atât șeitanul cât și omul coboară, deci se referă la amândoi. Și mai degrabă s-ar înțelege că erau în paradis și de acolo au fost coborâți, izgoniți. Și Allah știe mai bine. Bine, savanții am spus că au avut păreri împărțite pentru că nici versetul nu este foarte clar evident. Nici versetul nu este foarte clar evident. Cum a spus în limba arabă, cuvintele sunt foarte, foarte diferite, au foarte multe sensuri. Deci trebuie să le înțelegi cu o mare delicatețe. Păcatul săvârșit de Iblis, sub ce formă există în ziua de azi? Păcatul săvârșit de Iblis există în sufletul fiecăruia dintre noi. Adică, păcatul care l-a făcut Iblis, de fapt, Allah subhanahu wa ta'ala ne-a atras atenție că acesta este păcatul de la care a pornit nesupunerea față de Allah, iar acest păcat este unul foarte, foarte periculos. Acum toată lumea când zice, uite-o și pe aia cum umblă, eu sunt sfânt, ea umblă așa. Uite și pe ăla ce, din start, eu, când spui de ăla, te lauzi pe sine. Eu sunt bun, ăla e rău. Eu sunt credincios, aia e necredincioasă. Eu sunt îmbrăcat decent, aia e indecent. Ăla e... Deci, de multe ori trebuie să avem în vedere acest aspect. Păcatul acesta se repetă. Macar este, el stă la baza, am spus, ideea de a-i judeca pe alții din stat este greșită. Pentru că judecătorul este Allah subhanahu wa ta'ala. Noi avem datoria de a-i ghida pe oameni, de a-i îndruma, de a-i sfătui, dar nu să-i judecăm. Cine sunt eu să-i judec? Eu nu știu ce ascunde omul acela în sufletul lui. Tu nu știi ce ascunde omul în sufletul lui. De ce îl judeci? Da? Profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam a venit la el și l-a lăudat, a spus, mașallah, e o femeie, toată ziua ține post, face rugăciune, citește Coran, numai că deranjează pe vecini. Are papagalul mai mare, se ceartă cu vecinii. Și profetul sallallahu alaihi wasallam, da? A spus, odată ce ea, deci își deranjează vecinii, are probleme de comportament. Înseamnă că ritualul ei de adorare, rugăciune și așa, nu au îndepărtat-o, nu au scăpat-o de acest comportament urât.
Pentru că rolul ritualurilor de adorare este tocmai acesta, de a-l purifica pe om, de a-l curăți. Nu să se certe cu toată lumea, nu să se jignească, să bârfească, să mintă și așa mai departe. În timp ce, când au venit companionii și au lăudat pe cineva, pentru că merita, spunea profetul sallallahu alaihi wasallam, wajebet, wajebet, a devenit obligatoriu. Când spunea, trimis al lui Allah, omul cu tare este foarte bun. Și spunea, wajebet. Și a spus, ce wajebet? A spus că voi, dacă ați depus mărturie pentru el că e bun, wajebet, adică el merită să intre în paradis. Da? Și de ce spune că la înmormântarea cuiva, cu cât vin mai mulți și participă, cu atât este mai bine pentru cel care a decedat, pentru că toți se roagă pentru binele lui. Aș avea o întrebare, bineînțeles, Allah știe mai bine, să am auzit mai la început că a spus despre unii savanți cum ar spune că îngerii s-au uitat la Adam și au știut că omul va vărsa sânge pe pământ, cum era posibil ca ei să-și dea seama doar uitându-se la Adam, pacea cu el, dacă ei știu doar ce Allah le științează. Ei au spus în ideea că l-au văzut pe Adam când l-a creat, că are orificii, că are intrare, că, mă rog, îngerii nu au, o să aibă nevoie, că o să mănânce, că o să elimine. Ei și-au dat, au înțeles că acest om, adică este ceva diferit, este ceva care are nevoie de ceva. Pe când îngerii nu mănâncă, nu beau. Și de acolo au ajuns la această concluzie. Bineînțeles, mie mi se pare oricum un pic depășită. Eu cred că versetele tind să explice că Allah subhanahu wa ta'ala le-a dat catalogul omului. Acesta este omul. Acum fiecare, Coranul de aceea ne dă libertatea de a gândi, libertatea de a interpreta. Tocește-ți mintea, bate-ți capul să pricepi, să meditezi la aceste versete. Că dacă nu ne dădea tot un mură în gură, ce mai făceam? Gata, dădea tot. Nu mai suntem acum să ne gândim ce înseamnă versetul ăsta, ce înseamnă cuvântul ăsta, de ce a spus Allah aici, de ce a spus Allah dincoace. De ce Allah spune, mă scuzați, aici, în această poveste, de ce nu spune clar că era dintre gini și a spus în alt capitol? Tocmai ca noi când citim acolo să ne aducem aminte acest verset. Când citim aici să zicem, băi, îmi dă cu virgulă. Cum adică nu s-a supus? Era dintre îngeri și automat gândești și așa mai departe și te ajută să meditezi mai bine Coranul. Este o interpretare creștină și nu o care se numește. Este și când a fost condit. Și când a fost gonit din paradis, după ce l-a ispitit pe Adam, alesteram și pe Eva să mănânce din copac sau mai înainte. I-a ispitit să mănânce din copac, apoi au fost izgoniți din paradis. Am avut și în acces la Adem după ce a fost izgonit din paradis, nu înțeleg, mă. Deci Allah subhanahu wa ta'ala, în clipa în care șeitan a spus ene khairum mi, pentru știința tuturor, șeitan era foarte supus lui Allah, de aceea umbla cu îngerii. Era pe unul îngerilor numit, nu? Deci singurul păcat al lui șeitan a fost că a fost arogant în această privință. În rest, el era care se ruga, era care... Și Allah subhanahu wa ta'ala a spus, l-a izgonit împreună cu Adam. Și atunci i-a cerut permisiunea lui Allah. A spus, Allah, dă-mi permisiunea ca până în ziua de apoi să ispitesc, să îndepărteze pe calea cea dreaptă. Și a spus, Allah i-a dat un dever, a spus, dar nu vei avea autoritate, nu vei avea putere asupra robilor mei supuși. Nu aveți pentru ce. Nu am înțeles bine când a spus, când ați întrebat dacă Iblis a fost înger, cum a fost conceput sau în ce, sau în sens de metaforă. Nu, nu, este permis din punct de vedere lingvistic, literar, în limba arabă, să folosească acest lucru. Dar ce? A spus că șeitanul l-a adorat atât de mult pe Allah subhanahu wa ta'ala, încât el umbla împreună cu îngerii. Și a fost menționat în acest context și
a fost excepție de la grupul de îngeri datorită faptului că el nu s-a supus lui Allah subhanahu wa ta'ala. Mulți nu acceptă sfaturi. Pe oameni nu poți să obligi. Tu îl sfătuiești și îl lași în lumea lui. Depinde cum îl sfătuiești. Că dacă îl sfătuiești între patru ochi, acela este sfat. Dacă îl sfătuiești de față cu toți, nu mai este sfat. Acolo îl faci de rușine. Contează și modul în care îl sfătuiești. Îngerii au moarte sau pot fi omorâți. Îngerii, cum am spus, sunt creația lui Allah subhanahu wa ta'ala. Sunt îngeri care au un rol anume. Sunt îngeri care îl însoțesc pe om, umărul drept, umărul stâng și așa mai departe. Au îndatoriri anume. Sunt îngeri, da, care iau viața oamenilor, îngerul morții, nu? Și așa mai departe. Dar clar, când va veni sfârșitul lumii, toți vor muri, atât oamenii cât și îngerii și ginii și tot. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلْكَرَمِ. Și rămâne numai, spune, وَجْهُ رَبِّكَ. Bine, între ghilimele, fața lui Allah subhanahu wa ta'ala. Adică rămâne numai și numai Allah subhanahu wa ta'ala. Îngerii, în primul rând, sunt o altă lume. Deci ei nu intră în contact cu oamenii decât în clipa în care, există un profet și acest profet este punctul de legătură dintre oameni și Allah și el ia legătura cu Allah prin intermediul îngerilor. Dar după moartea profetului sallallahu alaihi wasallam, cine poate să știe că acest om este înger sau nu este înger? Da? Și de aceea Allah știe mai bine, nu mai există această... Pentru că noi nu știm să facem diferența între înger și... Noi avem foarte multe ratări în care venea îngerul și învăța pe companioni, în chip omenesc, învăța, întreba pe profet, îl întreba de față companioni, apoi ieșea și pleca și întreba profetul sau Allah, știți cine este acesta? Și ziceau companioni, Allah și trimisul lui știu mai bine. Pentru ei era un străin, venit din drum, dar nu avea semne de călătorie pe el. Nu oboseală, nu transpirație, nu haine murdare, nu părul încălcit. Și profetul sallallahu alaihi wasallam spune, acesta este Jibril, a venit să vă învețe pe voi religia voastră. Deci atât timp cât este profetul în viață, nu mă refer profetul Muhammad, orice profet, sunt foarte multe lucruri care pot comunica, se pot vedea. De ce? Pentru că el este profet trimis pentru aceștia. Dar după moartea lui, deja noi vorbim de alte lumi. Ceea ce este clar că ginii au fost creați înainte de om. Dar este foarte clar. Ginii au fost creați înainte de om. Șeitan este simbolul ginilor. Șeitan este simbolul ginilor. Din ceea ce vedem, probabil, toți ginii erau supuși. A? Șeful lor era șeitan, să zicem. Sau este simbolul lor. Iar după această nesupunere, toți au devenit ostașii lui. Părerea mea este că dacă există cu adevărat credință în Allah, anumite întrebări nu și-au rostul. Ca de exemplu, nu un gest adus la vreo specie sau întrebări mai de... Îmi cer scuze că îmi permis să mă bag în seamă. Într-adevăr, multe lucruri, când ai credință, multe lucruri sunt foarte clare. Nu mai am nevoie de explicații. Dar dacă eu am în capul meu niște întrebări, am ceva îndoieli, nelămuriri, nu trebuie să rămân cu ele. Întreb, nu este greșit. De exemplu, când ne-a cerut, a spus, arată-te să te văd. Profetul, da? Și a spus, efelem tu'min, nu ai crezut? Bela. A spus, ba da. Lakin liyatma'inna qalbi, însă ca inima mea să se liniștească. Deci un profet cere de la Allah să-l vadă. Pe Allah. Și spune, nu ai crezut, dar să se liniștească. Deci îndoielile care le avem, trebuie să le expunem în cazul în care acestea sunt gânduri care ne macină. Nu este o problemă. Dar, cum am spus din tot, cel mai bine este să ferim. Dar ginii mor sau pot fi omorâți? Ginii, cum am spus, sunt două lumi diferite. Lumea ginilor și lumea oamenilor.
Și spune foarte clar Allah în Coran, ei vă văd, iar voi nu-i vedeți. Corect. Allah subhanahu wa ta'ala, uitați, de câte ori te îndrepți cu inima către Allah și citești Coranul și încerci să meditezi sensurile, cu atât vei înțelege și mai clar, și mai clar, și mai clar, pentru că știința vine de la Allah și o dăruiește celui care se străduiește. Este exact ca și un meșteșug lumesc. Eu nu pot să mă nasc, știu eu, zidar. Dacă practic cu timpul, învăț. Așa este și Coran. Dacă îl citesc cu timpul, îl învăț. Dacă meditez sensurile, dacă citesc Coranul cu inima liberă, dacă nu, o să fiu și eu zidar de rând. Sunt zidar care ridică un zid, de exemplu, un perete în 3 zile, alții într-o zi. Și ăla care a ridicat în 3 zile, îl vezi strâmb. Și ăsta într-o zi, îl vezi drept. Acum fiecare după străduința lui. Allah subhanahu wa ta'ala îi dăruiește fiecăruia după străduință. Da, genii sunt precum oameni. Două categorii. Credincioși și necredincioși. Cum am spus, trece foarte clar în capitolul gen. Da, din verset 3 este că au fost izgoniți împreună. فَقُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا Coborți din ea toți. Și aici spune فَقُلْ نَهْبِطُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ Și am spus coborâți unii pentru unii dușmani ai altora. Deci genii sunt de două tipuri, ca și oamenii, credincioși și necredincioși. Nu, el a fost creat din foc, spune foarte clar în alt verset în Coran. El este creat din foc, îngerii creați din lumină. Dar el umbla împreună cu îngerii datorită faptului că era un foarte bun credincios. Foarte bun credincios. Credincios. Sigur, toți vom muri. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ Și va rămâne numai fața lui Allah. Adică va rămâne numai și numai Allah. Nimic nu va mai rămâne. De la el a venit creația. Și când va veni sfârșitul lumii, se va sfârși creația odată cu sfârșirea lumii. Îngeri sunt peste tot, nu știm. Și nu știe numărul îngerilor decât Allah subhanahu wa ta'ala. Cum spune și profetul sallallahu alaihi wa sallam, maștema qaumun bainun buyutil, adică nu s-au adunat oamenii într-o casă din casele lui Allah, sau într-o casă. Îl pomenesc pe Allah, citesc Coranul și meditează și învață și studiază și așa. Ei sunt împrejmuiți de îngeri, copleșiți, adică sunt foarte mulți îngeri care se roagă pentru ei. A spus că acest studiu, acest ce ține de Aisha radiallahu anha, necesită un studiu mai detaliat și mai multe exemple. Inshallah poate explicăm mai clar ca să nu fim înțeleși între rânduri. La o simplă întrebare. Și ala vom discuta poate într-o temă mai larg, cu toate relatările, da. Hadisul au început să se scrie în viața profetului sallallahu alaihi wasallam. Profetul sallallahu alaihi wasallam inițial a interzis scrierea hadisurilor, dar erau companioni care scriau. De ce profetul a interzis scrierea hadisurilor și de ce unii companioni continuau să scrie? Profetul a interzis pentru că foarte mulți nu erau scriitori, nu știau să scrie. Și decât să scrie lucruri greșite sau mă rog, profetul a interzis. Una. Doi. Clar că dacă profetul a interzis un lucru, nu ne imaginăm că exista unul dintre companioni care scria fără permisiunea profetului. Înseamnă că de acești companioni profetul știa, dar tăcea. Iar științele islamice, atât Coranul cât și hadisurile, nu au fost transmise în scris. Adică noi ne gândim în ziua de azi. Da? Nu există. Noi în ziua de azi ne bazăm pe lucruri scrise. Ei se bazau pe memorie. Pentru că, pentru simplu fapt că ei nu știau. Majoritatea nu știau să scrie, să citească. Adică, fac o paranteză acum. În anii 90, când nu erau telefoane mobile, da? Majoritatea dintre noi știam pe de rost 10 de numere de telefon. Părinți, familie, veri, unchi, prieteni, colegi, profesori și așa mai departe, știam numerele pe de rost. Eu cred că cu toții știam zeci de numere de telefon pe de rost. În ziua de azi,
Sunt mulți care propriul număr de telefon nu știu, ca să nu mai spunem de telefonul soției, telefonul copiilor. Nu știm pe de rost. De ce? Avem totul la mână scris. Ai telefonul și cauți. De ce să mai încarc memoria? Ei, pentru că nu știau să scrie, ziceau, de ce să mai măzgălesc? Eu am aici tot. Asta este diferența. Deci, științele islamice nu s-au transmis în scris decât foarte târziu, când oamenii, când memoria oamenilor a început să scadă datorită faptului că s-au axat mai mult pe scriere, atunci au început de fapt să scrie hadisurile. Și de unde s-au scris aceste hadisuri? Toate au fost preluate din memorie. Deci nici Buhari, nici Muslim, nici ceilalți, cei mai renumiți savanții în culegerea hadisurilor, nu au scris hadisurile. Majoritatea pe de rost. Buhari era recunoscut că stătea, ba chiar l-au acuzat pe imamul Buhari, au spus că bă, ăsta ce face? Noi toți ne luăm notițe și el stă și memorează. Se bazează pe memorie, dar poate omul să uite. Și chiar l-au încercat cu 10 relatări în care au schimbat relatarea cu sensul de, cu șirul înlățuit de relatatori între ele, nu știu ce. Și l-au testat pe Buhari, au zis, băi, tu de ce nu scrii? Tu văd că te bazezi pe memorie, noi scriem, noi suntem mai... e mai bine să scrii? Și a spus Buhari, da, spuneți. Și au spus ce relatări a început. Ce a început Buhari? Primul hadis de la cutare, la cutare, la cutare. Le-a relatat toate hadisurile pe care le-a spus persoana respectivă, savantul respectiv în acea adunare și au început și ei să-și completeze golurile unde nu au reușit să-și noteze hadisurile. Deci, pentru ei memoria era prioritar. Ei se bazau pe memorie și de aceea nu a fost nevoie să scrie hadisurile. Ei practicau, știau, memorau aceste relatări literă cu literă și le practicau. Iar nevoia de a le scrie, de a le culege a fost mai târziu când oamenii au început să mai scadă la nivelul de memorie, când a început să se răspândească scrierea. Până atunci noi știm că versetele din Coran erau scrise pe foi care nu prea se găseau atunci. Deci nu vă închipuiți că acum arunc la gunoi hârtie sau nu știu ce. Dacă găseau o hârtie era oho. Scriau pe crengi de copac, pe coș de copac, pe lemn, pe stâncă, pe frunze de palmier, etc. etc. Deci științele islamice s-au transmis verbal. Până și în ziua de astăzi, Coranul se transmite verbal, nu în scris. Ne va lăsa Allah să mâncăm din acel? Nu știu dacă ne va lăsa Allah, nu ne va lăsa. Asta este lucru de Allah subhanahu wa ta'ala. Cum a spus, în paradis nu există limite. Dacă roba Adriana își dorește să mănânce din fructul oprit al lui Adam, mănâncă. Nu mai există în paradis lucruri interzise și lucruri permise. Da, genii trăiesc printre noi, ei ne pot vedea, iar noi nu îi vedem. Noi știm că în povestea lui profetului Solomon, Suleiman, se vorbește de genii care construiau, care lucrau în construcții și așa mai departe. Dar nu confundați lucrurile. Profetul Suleiman era, i s-a dat acest har de la Allah subhanahu wa ta'ala. Avea și el la rândul lui miracole. Deci vântul era la îndemâna lui, în controlul lui. Unde spunea să bată, acolo bătea. Și mai multe alte miracole pe care le avea, dintre care era și puterea sau, mă rog, conducerea ginilor. Dar că piramidele au fost construite de gin, sunt în ziua de azi interpretări și interpretări. Allah știe. Sunt multe lucruri care oamenii le consideră miracole, pe care eu zic că, într-adevăr, în trecut oamenii erau mult mai pricepuți, mult mai iscusiți decât noi. Uitați-vă numai la construcțiile care le-au făcut ei și ce construcții facem noi în era tehnologiei. Deci nici măcar nu ne putem apropia de ceea ce au construit ei cu ciocanul și cu dalta, față de ceea ce construim noi când avem în ziua de azi tehnologie avansată. Așa este. Oricât încerci să explici, mulți nu vor înțelege. De câte ori intri în dialog cu oamenii, omul
Toma, necredincios, el când vine cu o îndoială, dacă ai răspuns, o să vină cu a doua, și cu a treia, și cu a patra, și cu a cincea, și a șasea. Nu îți va da libertate. De aceea, din start îi spui, punct, vrei să discutăm omenește, să dialogăm? Da. Ne înțelegem asupra unor lucruri. 1, 2, 3, 4. Ai venit cu o îndoială? O stăm? Stăm împreună? O dezbatem? Ajungem la punct comun. Am dreptate? Îmi dai dreptate? Îți cer scuze? Am greșit? Îți dau dreptate? Îmi cer scuze. Dar în clipa în care eu te-am pus la perete și nu mai ai scăpare, vii și mi-arunci a doua îndoială? Acolo era intenție. Eu zic stop, salam aleikum și a terminat discuția. Nu mai am ce discuta. Așa se întâmplă în privința îndoielilor. Deci ne-am pierdut zile și nopți discutând pe baza îndoielilor, pe această temă cu oameni. Vine și aruncă pastile, habar nu are. El vrea că, domne, că el vrea să intre să discute cu tine, că el știe foarte mult islamul, că a citit și tot ceea ce a realizat el în viața lui este copy-paste pe relatări în limba engleză de pe niște site-uri care atacă islamul. Vii cu o relatare scoasă din context sau o relatare slabă sau vii cu o relatare care se înțelege într-un context împreună cu mai multe relatări și așa mai departe sau înțelegi tu cum vrei tu, că așa a tradus-o, cine a tradus-o? Nu. Și vin și vor să stea la discuție, vor să stea la discuție cu tine și nu mai știu ce. Asta cu o mini paranteză, cineva care vrea să iasă anonimat, dar și eu dacă vreau să mă fac renumit, îi zic, băi, cine e Muhammad Ali? Să intre în ring cu mine dacă e tare. Muhammad Ali, dacă se coboară la nivel meu și intre cu mine în ring, m-a făcut vedetă. Și eu am obținut ceea ce am vrut. Chiar dacă m-a nenorocit. Din prima repriză mă face knockout. Da? Nici 2 secunde, 10 secunde nu rezist în fața lui, dar m-a scos din anonimat. Milioane de oameni m-au cunoscut după ce eram un nimic. Asta este ceea ce caută și cei care vin și atacă și vor să discute cu tine despre îndoieli legate de islam și nu mai știu ce alte chestii. El, în primul rând, are pregătirea necesară. Din start, dacă tu nu ești pregătit, nu ai pregătire, de ce să vii să stai să discuți cu mine? Du-te, studiază, cercetează, în primul rând nu știi principiile, nu știi regulile de a interpreta versetele, de a analiza hadithurile, de jurisprudență, usul făcăh și așa mai departe. Tu vii peste noapte, ai citit un hadith și vrei să dezbați. Sunt mulți din aceștia și cu ei nu faci decât să-ți pierzi timpul. Ne-am pierdut destul timp. Poate că mult din acest timp s-a irosit degeaba, dar asta este. Am ajuns la concluzia că nu mai vreau să-mi pierd timpul cu astfel de persoane și m-au sfătuit foarte mulți, mai ales surorile, mi-au spus, nu vezi, frate, că vrea să iasă din anonimat. Lasă-l în lumea lui, nu-i mai răspunde că îți pierzi timpul degeaba cu el și noi ne-am pierdut timpul cu el și într-adevăr au avut dreptate. Și de atunci nu le mai dau apă la moară. Când vine cu un... întreabă ca omul într-un mod civilizat, înseamnă că vrea să învețe. Atunci ai răspuns. Când vine și te atacă din start, assalamu alaikum, nu-ți mai pierde timpul. Se poate ține post din nu, ziua de mâine, normal, orarul de post, când începe ora de post. Când a fost creat Adam, genii existau. Pentru că versetul din Coran care vorbește de creație spune: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun." Wama khalaqtu, și nu i-am creat pe gini și pe oameni, și aici savanții musulmani au spus că întâi au fost creați genii, apoi oamenii. Iar versetul acesta, și s-au prosunat toți îngerii, în afară de Iblis care era gin, ginul exista dinainte. Deci genii au fost creați înainte de oameni. Dar ginii făceau stricăciune? Allah știe, nu cred că făceau stricăciune, numai că Allah subhanahu wa ta'ala l-a prezentat pe om. Deci eu vin în fața, mă scuzați, o paranteză, ca să fie înțeleasă ideea. Eu vin, am descoperit, am inventat ceva. Da? Vaccin contra corona. Am descoperit un vaccin contra coronavirus. Eu zic că am descoperit vaccin contra coronavirus. Oamenii o să zică, se adună în fața mea și ce prezintă, ce este. Și eu zic 1, 2, 3, atac aici, nu știu ce, nu știu ce. Trebuie să prezint ca să înțeleagă și ei despre ce este vorba. Să vadă dacă într-adevăr este adevărat ceea ce spun sau nu. Nu o să vină ei și o să zică, da, ai vaccin, dăm, ia 10 lei, ia 1000 de lei, ia 1 milion de lei și dăm vaccinul. Nimeni nu o să zică. Ha?
Trebuie să-i explici. Și Allah subhanahu wa ta'ala le-a spus îngerilor, acesta va fi omul, în creem, are soție, are pereche, vor da naștere la copii, se înmulțesc, nu știu ce, nu știu ce. Și îngerii, pe baza acestui catalog, au spus, da, de ce să-l mai creezi dacă ei varsă sânge și așa mai departe. Cum s-au mulțit oamenii având în vedere că din Adam și Eva se nășteau frați și surori. Aceasta era legislația lui Allah subhanahu wa ta'ala care s-a schimbat. În perioada lor, explică savanții musulmani că Adam a.s. de fiecare dată când soția lui năștea, năștea gemeni. Doi gemeni care nu se căsătoreau între ei. Era considerat incest. Cum ziua de azi este între frați, datorită pentru faptul că specia umană trebuia să se înmulțească, să-i spune, da? Allah a stabilit atunci legislație specifică pentru profetul Adem. Deci doi frați gemeni dintr-o pântec, o burtă, să-i spune, se căsătoreau cu ceilalți doi gemeni care urmau. Dar între ei nu se căsătoreau. Era interzis. Și tocmai de aici se spune că a început și neînțelegerea dintre cei doi fii a lui Adam, că unul dintre ei avea soră mai frumoasă și de aici a pornit și neînțelegerea. Mă rog, Allah știe mai bine detaliile. Dar pentru a perpetua specia umană, acest lucru, aceasta era legislația specifică lui Adam a.s. După aceea, acest lucru a fost interzis. După ce specia a perpetuat, s-au stabilit regulile. Amin. Inshallah. Da, corect. Adică oamenii în trecut, pentru că nu se axau pe tehnologie, se bazau foarte mult, foarte mult pe logică și puneau mintea la contribuție. În ziua de azi te bazezi pe calcule. Ai calculator, bași de date, toate tehnice și el îți dă proiectul. Nici nu mai cum să ai erori, nu? De exemplu, moscheea din Edirne, din Turcia, nu știu dacă o știți, Selimie, Mimar Sinan, constructorul moscheii, a apelat la un algoritm total diferit de tot ceea ce era cunoscut de matematică, astfel și-a construit acea moschee miracol, între ghilimele, cupola este foarte mare și nu ar trebui, conform știu eu, datelor tehnice și calculelor matematice și așa mai departe, nu ar trebui să reziste pe acei piloni. De aceea, când a venit un grup de proiectanți, de ingineri din Japonia și au făcut calcule, au spus, ieșiți, cupola asta trebuie să cadă. Conform calculelor noastre, nu ar trebui să reziste. Dar omul a reușit să construiască această cupolă și de sute de ani de zile, cu toate că a fost și bombardată, tot mai rezistă. Deci, ideea este că sunt oameni foarte isteți, inteligenți. Omul are putere de nu-și poate imagina. Dar pentru că noi nu ne punem mintea la contribuție, lăsăm să doarmă și ne omorâm neuronii. E timp pierdut, v-am spus. Discuțiile cu oameni, când vine din stat, profetul vostru este pedofil, e inutilă. I-i zis, selam aleikum. Nu-ți mai pierde timpul. Din potrivă, lași le dai răspunsul pe căciul. Tot așa a venit cu cineva, îmi spunea, bă, profetul vostru este nebun. Și am zis, alhamdulillah. Dacă era nebun și l-a urmat 1,5 miliarde, îți dai seama dacă era sănătos? Ce să mai pierd timpul cu el din start când el vine să te atace? Zici, salam aleikum. Îi dai un răspuns pe măsură. Îi spui, bă, dacă nebun l-a urmat 1,5 miliarde, îți dai seama dacă era sănătos? Și salam aleikum. Allah să ne ierte, da? Unii oameni, e inutil să discuți cu ei. Dacă vroia să învețe, să studieze, venea și întreba într-un mod respectos, cum fac foarte mulți și cu aceea nu ai timp pierdut. Cu aceea, dacă stai și explici și 10 ore și 20 de ore, nu e timp pierdut. Spre el, frate. Da, în Coran scrie foarte clar: "Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama." Și când se
adresau, când cei jahili, ignoranți, se adresau lui, spunea salama. Spui salam alaikum. Asta e jahil, timp pierdut. Coranul ne învață toate aceste lucruri. Când vine la tine un ignorant și se crede ceva, îi spui salam alaikum, pentru că el nu este pregătit să primească informații. Și atunci mai bine îl lași în lumea lui. Spune că nu te pune cu prostul care are mintea odihnită. Și dacă vrei să te pui cu el, trebuie să te cobori la nivelul lui și acolo te bate care experiență. Așa este, nu te cobori la nivelul lui și spui salam alaikum. Sunt foarte mulți care o fac special ca să provoace. Nu, în astfel de discuții, cum am spus și la lecție, dacă intre cineva, tratați-l cu ignoranță, nu-l mai băgați în seamă deloc. Și va pleca singur. Amin, jemian, insha Allah. Cea mai bună soluție este cum ne-a învățat Coranul, wa idha khatabakumul jahiluna qalu salama. Și atunci când se adresau lor ignoranții, le spuneau salama. Și voi trebuie să-i lăsați ignorați, nu-i vedeți comentarii, nu-i vedeți nimic, nu-i răspunde și lăsați-l în lumea lor. Vă rog să-mi spuneți cum fac Isha, cu 3 sau un rekat de witr. Cum fac Isha? Salat al-Isha se face 4 rekaturi. Este 4 rekaturi fard, obligatorii. Se pot face înainte de aceste 4 fard, 4 sunna și apoi 2 sunna, iar rugăciunea de witr, witr înseamnă fără soț. Pornește de la 1 conform unor savanți și poate să faci 3, 5, 7. Deci rugăciunea de witr este diferită de rugăciunea de Isha. Spune profetul sallallahu alaihi wasallam, rugăciunea de witr este ultima rugăciune din noapte. Nu este legată de Isha. Mulți oameni fac rugăciunea de Isha și imediat după Isha witr. Nu, profetul sallallahu alaihi wasallam spune într-o relatare, cine poate să se trezească noapte sau vrea să se trezească noapte la rugăciune și e sigur că se va trezi, să întârzie rugăciunea de witr, pentru că witr este ultima rugăciune din noapte. Trebuie să fie ultima rugăciune care o face înainte de rugăciunea de dimineață. Însă cel care nu e sigur că se va trezi noaptea la rugăciune, la qiyam tahajjud, atunci să facă witr înainte să se culce. Da, Adam este profet al lui Allah subhanahu wa ta'ala. Deci nu vă puneți, vă spun din experiență. Prin 2005, 6, 7, 8, aveam nopți pierdute cu astfel de persoane irosite degeaba, cu majoritatea. Pe când am avut, într-adevăr, persoane cu care am purtat discuții și mai târziu m-am trezit că peste un an ele erau cele care au, fete în general, s-au convertit, au acceptat islamul și au preluat ele acest scandal, între ghilimele scandal. Și ele se ocupau mai departe de discuții cu... Deci trebuie să îi înțelegi pe oameni. Din start, când vine cu un limbaj provocator, lasă-l, acela e provocator. Acela nu te va ajuta cu nimic. Îl ignori în total. Când vine un om într-un mod civilizat și întreabă, cu acela poți să stai la discuții și stai discuții. Nu este timp pierdut, cum a spus. Dar când vine într-un mod provocator, îl ignori total. Indiferent ce ar zice, hai că ești, bă, hai că fugi de mine, hai că ți-e frică, așa sunteți voi musulmani, așa sunteți voi. Îl lași în lumea lui. Pentru că timpul cu el este timp irosit. Cum spune și imamul Shafi'i, de câte ori am stat și am discutat cu un savant, l-am făcut. Adică m-am impus cu părerea mea și argumentele mele. Și de câte ori am stat la discuție cu un jahil ignorant, m-a făcut. Adică m-a făcut să tac. De ce? Pentru că ăla nu are principii. El dacă îi zici că e albă, el spune că e neagră. E cum să stau eu la discuție cu unul care din stat nu are principii? Pentru a purta un dialog și a reuși să-l convinc că a greșit, el trebuie să recunoască anumite principii. El nu le recunoaște din start și atunci, dacă nu are principii, eu cum să discut cu el? E ca și cum ai spune, băi, un metru e mai mic decât 2 metri. Și el zice, nu. 2 metri e mai mic. Ah, vino și discută cu el. Îi zici, salam aleikum, și este mai bine pentru sănătatea ta și pentru el.
Fără îndoială. Cum am spus, cea mai bună cale când discuți cu cineva, îl atragi într-o discuție logică și logica să-l poarte pe el mai departe. Să gândească el. Deci salatul Isha, cum am spus, este o rugăciune independentă de salatul Witr. Se face Isha la timpul ei și Witr este ultima rugăciune din noapte. Mulți cred că Isha și Witr sunt legate, trebuie să făcute una după alta. Nu, tradiția profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam este în felul următor. Eu dacă fac Isha, de exemplu, acum salatul Isha este la ora 8, să zic, da? La ora 8 dacă am făcut Isha și vreau să mă culc la ora 2 noaptea, las Witr la ora 2 noaptea. Amin, inshallah. Allah să ne răsplătească pe toți, inshallah. Allah să ne dea sănătate tuturor și tuturor familiilor noastre, inshallah. Ok, atunci timpul ne presează. Ne oprim atunci aici. Ne întâlnim mâine cu voia lui Allah la ora 9 sau 9 și jumătate. Așa cum ne-am obișnuit și cu un nou subiect. Dacă aveți propuneri, trimiteți în scris propunerile și vom alege subiecte de discuție împreună, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala să vă răsplătească pentru răbdarea cu care m-ați ascultat. Allah să ne dăruiască știința folositoare și să ne țină statornici pe calea sa, să ne facă dintre cei dreptcredincioși care citesc, învață, studiază și practică ceea ce au învățat. Să ne ferească de orice rău cu voia lui Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ziua de post trebuie să înceapă neapărat cu rugăciunea de la ora 5 dimineața sau dacă nu te trezești la acea oră poți recupera rugăciunea la ora mai târziu. Da, rugăciunea de dimineață normal și normal o faci la ora stabilită, adică de la șuroc, în clipa în care ai oprit postul, te abții de la post, până la răsăritul soarelui. Deci ivirea zorilor, răsăritul soarelui, în acea perioadă este timpul de rugăciune de fejer. Dacă nu ai reușit să faci rugăciunea în această perioadă, trebuie să o faci până la rugăciunea de prânz, până la timpul rugăciunii de prânz. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.